Semium, molecula inteligentă cu acțiune fast. BASF. We create chemistry. Bună ziua tuturor, sunt Gabriela Sava și începem o nouă rundă de 44 de întrebări. Când am comunicat partenerilor de la Agri că pornim aceste emisiuni, s-au anunțat 3 participanți. Vă dați seama ce mirat a fost, ținând cont că în industria agri, oamenii ezită să facă glume în fața camerei de filmat. Îmi spun clar, lumea se schimbă, așa că am plecat și eu mai devreme de acasă pe o ceață teribilă, de nu vedeam nici semaforul. Noroc că striga polițistul culorile. Mi-am zis, ce noroc pe noi. E clar, cu așa noroc n-are cum să ne meargă rău astăzi la filmare. Invitații noștri de astăzi sunt Valeria Niștoc, este omul care se uită pe cer, sapă în pământ, prevede viitorul. E clar că pentru el am cele mai vizionare întrebări. A răspuns prezent și Marcel Sârghiac, un vânzător atât de bun, încât dacă nu se atentă, e posibil să mă vândă și pe mine. Dacă obține un preț bun, nici nu mă supăr. Pe Mona Lisa Ungureanu am ales-o eu, pentru că vrei să ai lângă tine o femeie de succes, în speranța că măcar o parte din succesul ei se revarsă și peste tine. Haideți să începem! Respira. De capul meu, nici nu știam. Succes, îți dau acum cu o gălată, pleci cu el de aici! Prima întrebare. A fost un an bun? Bun de ținut minte? Care e cea mai grea meserie? De vânător. Și cea mai rentabilă? De vânzător. Câteva cuvinte despre companie care vi se potrivește și vouă. Optimist. Aș vrea să-mi spuneți pe rând dacă ați avut porecle pe care le putem spune. Da, eu am fost Lisa. Era personajul din Saved by the Bell. Da. Temă pentru acasă, mulțumesc. Voi? Eu am primit o poreclă în cadrul companiei Agri. Oh. De la doamna din dreapta mea. Mi se spune Duracel. Marcel Duracel și rimează. Da. Bună da. Făcurime. Iar tu? Eu sunt spre Moldovean, dar nu știu de ce, că eu sunt din Bacău. Un lucru pe care lumea îl crede real despre agricultură, dar este fals. Că se face doar cu pasiune, se face pentru bani. Ce vă ajută să vă destresați? Hai, jos, fii mai serioasă, muzica. Băieți? Câteva chele de ține? muzica, la fel. Ce vă doriți? Bani sau faimă? Și bani și faimă se poate? Se pune? Se pune. Ok. Voi? Bani. Las faimă pentru alții. Oh. Că dacă ai bani și faimă. Ai faimă. Las faimă. Ce e mai aproape? A doua venire a lui Iisus sau venirea extraterestrilor? Clar extraterestri. Ce se întâmplă după ce mori? Lăsați-l pe... Păi s-a legat de prima întrebare. Te întâlnești cu extraterestri. Superman sau Zorro? Superwoman se pune? Da. Așa. Superwoman. Ce vă doriți? Bilet pe X-Space sau o casă pe lună? Sau poate o casă la ocean? O casă pe lună. Câte una pe lună, câte în fiecare lună. Lună. Da. O casă în fiecare lună. Vezi, degea părăsește agricultura, să duce spre imobiliare, ați înțeles? Nu e un domeniu ușor ăsta cu agricultura, e mai ușor cu imobiliare. Unde ar trebui să fie casa de vacanță pentru fiecare dintre voi? La apă. Da. Pe apă. Clar. La pustră. Munte. Se poate. Munte, frumos, liniște. Băi, deci clar vreți să vă despărțiți cu totul. Pe lună, munte și la mare. E o atmosferă extraordinară în companie. Da, deja este... Bine că a venit pandemia. Ai venit tu ca să faci dividend impera, știi cum e. Și dacă n-ai semnat la internet, e și mai bine. La internet, la telefonie? La telefonie, la internet. Să fie așa, e și mai bine. Ce e mai grav? Sau cum vedeți că e mai apoteotic? Dezastru uman sau dezastru natural? Care e cel eu care cred vă că feriți? Dezastru uman îl poți preveni, cel natural mai greu. Deci, cred că cel dezastru natural e mai apoteotic. Că prostia se mai gestionează, așa știi. Și nu fi de proporție așa, așa de mare. De exact. Acvaponică, modificată genetic sau ecologică? Toate trei. Dacă prindeți peștișorul de aur, ce îi cereți? Trei dorințe sau una mare? Și care ar fi acelea? Ce să fie la peștișor? Trei, dar una pentru mine și două pentru copiii mei. Le împart. Așa. Drăguț. Am băgat și emoție, nu? Drăguț. Și eu care credeam că pentru restul planetei celelalte două, nu. La copii. Am înțeles. Voi?
dificil de răspuns la întrebarea asta. Și eu am cerut tenis, da, o rachetă de tenis. Da, da, da. Mergem mai departe atunci. Dacă aveți în minte vreun proverb care să descrie caracteristicile importante ale unei femei, ce vi se pare că e important așa și există proverbial despre femei? Am eu unul care îmi place. Pe femeia este o ființă care trebuie iubită, nu înțeleasă. Și voi faceți asta. Așa rămâne șefa. Șefa, mulțumesc. Nici femeia ca bărbatul. Avem o copertă a unei reviste și pe coperta aia apare poza voastră. Ce copertă trebuie să fie? Serios, eu am fost în interiorul lui Forbes, dar vreau să fiu pe copertă. Serios acum. Da? Da. Am fost într-o pagină al Forbes, dar vreau pe copertă. De-aia te-am ales să fii în emisiune. Da, poți exact, să te ating. Deja a început să se reverse. Simt. Voi aveți o revistă preferată? Playboy? Ceva? Nu știu, întreb. Nu. Am înțeles. Mergem mai departe. Și nu mai vede astăzi. Dacă nu diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei femei, atunci cine? Animalul de companie, serios. Da, asta e cel mai bun prieten. Cu diamantul. Nu, ce diamant? Hai să spun un banc aici cu diamante, că mi-am adus aminte. Soția se trezește și spune soțului: azi noapte am visat că purtam un mare diamant, un mare inel cu diamant la deget. Ia soțul, culcă-te în continuare și poartă-l. Poartă-l fericită. Basmul preferat. Aveți vreun basm preferat? Mie mi-a plăcut foarte mult sarea în bucată. Și spun și de ce. Ideea asta de dulcegării și dulce, care uneori duce în ideea de lingușeală, care mie nu-mi place, îmi displace ideea asta, deci e ceva care... Nu știu, îmi dă speranță că se îndreaptă lumea și că lumea chiar vede că realitatea este cu totul și cu totul altă, dar sper să citească bazmul. Nu știu acum dacă noile generații, serios, noi din generația noastră, copii, cam greu cu sarea în bucată. Voi? Aveți vreun banc? Un bazm? Cu harapa, cu probe. Trebuie să treci multe probe, să mânci jar. La fel a fost și la angajarea în agri. Ai mâncat la jar. Da, și multe probe, și periodic. Da, 3, 7, 9, deci la magice. Acum faci mie evaluare. Cu toții aveți copii. Este mai mare astăzi conflictul între generații? Adică, uite, tocmai vorbeam de basme. Mai citesc copiii basmele sau le mai băgăm pe gât aceleași basme? Dar depinde cum îi le bași pe gât. Lasă pe ei să le citească pe tabletă, nu-i mai pune cartea în față. Și eu, recomandarea mea este, pare că e un conflict, în realitate nu e. Și cred că trebuie să fim ca ei, să ne ducem în zona lor și să-i înțelegem. Eu cred că cel mai vechi conflict de pe planetă, tot timpul noi, generația mai în vârstă, am avut impresia pe că vremea și mea, da, exact, pe vremea mea. Am jurat că nu o să o spun, dar în realitate mai repede, dar recunosc că eu nu verbaliz, adică nu o fac cu sunet, o spun în mintea mea așa, încerc. M-a urmărit asta și nu știu cum ai reușit, dar mă rog, te abții mult. Da, cred că nu mai este un conflict, pentru că nu ne mai permitem noi să vorbim și atunci vorbesc doar ei și în felul ăsta nu mai e conflict. A venit odată la noi un preot să ne sfințească casa, eram noi mai mici, mama a deschis, a venit, a luminat casa acolo și vorbea despre părinți versus copii și spune preotul: vai, în ziua de azi, vai de părinții care n-ascultă de copii. Da, 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 așa, corect. Cam așa, pe dați, așa atunci da, 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 sunt convins. Executăm. Spuneți o replică amuzantă cu ajutorul căreia te poți despărți de iubit sau iubită după o partidă proaspăt încheiată. Ai trecut la nivelul următor. Am trecut la nivelul următor. Bine. Tu știi ce vârstă are ficatul tău? Aș fi întrebat eu unul dintre cei de la masă de aici. Se răspunde cu reclamă, fi fortificat foarte sau ce? Da, ce? Pentru că vreau să vă duc în domeniul reclamelor. Deci știți ce vârstă are ficatul dumneavoastră? Da, 70 de ani. 70. Noroc că am luat o pauză cu training-urile prin Anglia și Irlanda. Mai revenit. Noroc cu pandemia, că ne-am tinerit ficatul. Da, da. A avut timp de refacere. Cum șochezi un ficat? Îi dai apa. O reclamă de care vă aduceți mereu aminte. Băi, Salam Săsesc, am fost acolo, am creat-o, deci nu pot, da? Nu pot să o uit. Nu. Salam Săsesc, da. Aveți vreuna alta? Reclama la Peugeot cu elefantul? Nu. Mi s-a părut foarte... 208. 208, da. 208. Și cum era?
era un elefant care, dintr-o mașină de un alt format, îl lovea în așa fel încât să arate ca 208. Și formata... Da, o reclamă bună. Da. Sau una dintre cele mai bune reclame, cu la Cuneacul Unirea, unde a rămas din punctul meu de vedere în limbajul tuturor românilor. Așa e Dorel. Leacă-mă că e vopseaua, Dorel și... Da, și pe aia a fost tot la un coniac cu... N-ai cu cine, niște țărani. Da, și aia a rămas. Ce ne-a învățat pandemia? Și să nu zici pe aia cu familia, cu statul aproape. Ce ne-a învățat pandemia? Eu am început să vorbesc cu florile, dar sunt sănătoasă, să știi. Dar vorbesc cu florile mele și chiar le-am și descoperit între timp în grădină. Deci florile. Da. Trebuie să ai o cămașă întotdeauna foarte aproape de tine. Nu știi când intri într-un col. Și nu știi cine este în acel col. S-ar putea să apară cineva și nu... Așa că să... Ai cămașa la îndemână. Cred că niciodată nu s-au vândut mai bine costumele de pijama. Deci eu nu știam că ar trebui să ai un costum de pijama. Și după ce stai în casă într-un tricou, în două, în trei, da, ne-am luat costume de pijama. Deci unul dintre cele mai bune costume ale mele acum este cel de pijama. Dar știi că noi am avut o colegă care ne povestea că făcea colurile și își punea totuși pantofii cu toc, că la un moment dat simțea nevoia să poarte pantofi cu toc. Dacă ai avea o super putere, care ar trebui să fie aceea? Să citesc mințile oamenilor. Voi? Sfântul care să nu citească mințile oamenilor. Să încep să fac poligraf. Da, mă, și eu care credeam că o să salvați planeta. Eu mi-aș dori să merg tot așa, să aduc ploaia după mine, unde merg eu, să vină ploaia. Ia o să... Bine, atunci dacă ai putea să faci să pui pentru femeie când vor ei, da, aia chiar ar fi. Da, eu fac pariu că dacă aș avea puterea asta, eu cred că aș fi deja torturată pe undeva, închisă în zone... Să te văd atunci, recoltatul la grâu și creșterea porumbului, așa cum faci tu ploaia aia. O să mă îngroape undeva. Vreau să vă văd cât de bine știți să beți și să faceți rime. Faceți o continuare a rimei, vinul după bere e... La plăcere. Și... Pulbere. Vinul după rachiu? Vezi liliachiu? Flacăra mor, albastră. Dacă toți suntem cu Atlas Brand. Aș vrea să vă întreb, mă gândeam la o întrebare pentru Mona Lisa în cazul în care îmi răspundea separat, dar văd că și-a chemat armata și mi-e greu, dar totuși, o să fiu curajoasă. Ai mai multe persoane în tine? Adică e un conflict așa de mama rea, femeia de afaceri, e un conflict așa între personajele? Da, și să n-aud că cineva... N-are. Hai să fim serioși. Da, toți avem, da? Băieți, voi aveți? Eu doar o echipă, în rest sunt ok. Da? Da. Tu ai de ruini, de 15. Suficient eu, sunt mai mult. Două lucruri pe care le-ați avut și le-ați pierdut. Ani și timpul. Și tinereți, cam versuri. Rămâne asta, nu? Mai... Kilograme, tu ce-am pierdut? Alea l-am câștigat, nu, alea l-am luat. De când trebuie să-l alea că i-am pierdut și kilograme? Eu nu, la mine nu. Culoarea părului. La Agri e efectiv invers. De la stres, bunăstare, știi, trai bun și... Revenim un pic la agricultură. Schimbările climatice, credeți că se pot opri sau este evoluția planetei indiferent de ce am face? Noi doar accelerăm, atât. Este evoluția planetei, de orice am face, noi doar accelerăm acest proces. Ce țară ați vizitat cu munca sau separat și v-a iluminat așa, vi s-a părut wow? România în întregime. Serios. Ca rest am fost doar în anumite locuri, da? Dar România mi este mult mai cunoscută decât lucrez în agribusiness. Frumos. Și o altă țară în care ai vrea să mergi? Japonia. Noua Zeelandă. Australia? Da, se pune. Puneți acolo, se pune, nu? Da, nu cenzurez nimic. Sunt linie, toate. Următoarele tipii, Liguria. Bineînțeles, da. Deci luăm Japonia, nu, Australia, Japonia, Noua Zeelandă. Suntem în Asia. Da, aproape. Să nu vă audă departamentul de contabilitate că vi le taie pe toate. S-ar putea să meargă și ei. Cel mai frumos Crăciun, că uite, suntem în perioadă de sărbători. Care e cel mai frumos Crăciun de care vă aduceți aminte? Ce va veni? Frumos. Lăsăm așa că prea a fost bine asta.
Găsiți câte ceva să vă facă fericiți în fiecare zi? Zorii, dimineață. Mă bucur că există. Care considerați că este cel mai mare păcat al omenirii? Niciuna. Prostia, trufia... Dore. Ați putea sta o lună fără telefon? Da. Pot să încerc. Nu mai întrebai. Da, nu aș da. Putea. Da, nu aș putea. Da, ai vrea. Da, ai vrea. Da. Pot să încerc. Să știți că nu, asta nu este emisiune pentru Speranța TV, să încercăm să fim mai buni și fără telefoane, da? Aveți voie să comunicați. Tocmai ți-am spus că vreți să comunicați, dar serios. Dacă știi că casa de vacanță nu pula fără semnal la telefon internet, voi avea ocazia să încerci. Care e mirosul care vă duce cu gândul la copilărie? Mărcop cu scărțișoară. Nu știu, am așa un sentiment când mirose. Back in time. Da. Să punem rom? O, da? Are. Da, așa este. Vă place să gătiți? Era întrebare pentru tine, dar cred că e potrivită și voi. Nu. Gătesc, normal. Da? Și care e rețeta preferată? Au copiii vreuna pe care să-ți o ceară așa în disperare? Nu, rețete vegane de care mănânc eu. Deci orice, dar nu vegan. La mine invers. Da. Fiica mea e vegană și mi-e tare greu să-i gătesc ceva. Și când e de fiecare dată, pentru oricine gătesc, ok, dar când e vorba de fiica mea, aoleu, eu ce scot din mâncare să fie bună și pentru ea. Nu, e un challenge. Da. Tu nu gătești, tu? Asistent, da? Și grătarul, știi, exact cum ia bărbatul, se duce, face focul. Ai pregătit carnea? Da, adăm carnea, adăm și furculița, adăm și cleștele, o sticlă cu apă, așa, fă salata, sare-i pus, condimentele sunt puse, o întorci de două ori și o duci, este și perfect gătit, și este gătit. Este intrare excelentă. Eu doar mă gătesc să mănânc. Ce v-ați propus să faceți în trecut și n-ați respectat? Îmi propun să și totuși trebuie să recunoaștem că ni se mai întâmplă uneori să nu ne ținem de propriile noastre cuvinte. Că au fost așa de multe încât... Mai simplu era invers. Ce m-ați propus și perfect. Mâine puteți să promulgați o lege. Ce lege dați? Taxa pe prostie? Taxă pe prostie, da. Taxă pe prostie, da. Problema este de... Da, și atunci asta vreau să vă întreg un aparat care să gestioneze. Cine colectează, da. Oare locali? Poliție. Ce ai lua cu tine dacă ar fi să faci zilnic drumul între rai și iad? Țigările. Dacă sunt pentru închis și o pot de țigări. Da, de ce nu să face o zi a porților deschise și în rai? Păi da, să se facă și să dea și tigăi eventual. Atunci acolo, vezi că la zici, mă, mai stai cu zi în plus, nu covoră jos. Și nu te primește, e lume multă, tu te apuci și fumezi. Da. Bun, și o sticlă de vin, nu iei? Nu vrea să recunoască că e în post, lasă-l. Doamne iartă-mă că am venit și am întrebat așa ceva. Dragii mei, este momentul să încheiem, așa că vă rog să faceți telespectatorilor, urmăritorilor, tuturor o urare. Să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine, recolte bogate. La mulți ani, să vă trăiți. A mai trecut un an în care ploaia ți-a udat obrajii, dar ți-a hrănit recolta. A mai trecut un an în care soarele ți-a uscat pielea, dar ți-a copt grânele. A mai trecut un an în care schimbările climatice te-au făcut să te adaptezi. Ai păstrat parteneriate cu firmele de semințe, pesticide, tractoare și ai câștigat prietenii. Suntem bucuroși că în toți acești ani am fost alături de tine, te-am ajutat cu sfaturi și ți-am spus povestea mai departe. Îți dorim ca în orice rău să vezi un bine și orice bine să-l înmulțești și să-l dai mai departe, așa cum ai făcut-o și până acum. Îți dorim să fii înțelept, să măsori pământul de mai multe ori și să nu vinzi niciodată. Să muncești, să investești, să obții profit și să te bucuri de toate astea alături de cei dragi. Sărbători fericite, la mulți ani!
Semium, molecula inteligentă cu acțiune fast. BASF. We create chemistry.